întrebări. Eu ce să fac mai mult decât a făcut... Să iubești, așa cum spune Florentina. Trebuie să te lași pe tine, să te lași pe tine să sari în ajutor celălalt mereu, să nu-ți cauți binele tău și să te desprinzi de ceea ce pățești tu mai mult. Aceste două operații te-ai făcut. Să te restrângi continuu. Și nu le facem. Nu le facem, atunci vom suporta consecințe. Și răspunsul divin, nu pot să spun că este crud, este drastic, e exigent. Exigent, pentru că nu poate să-și permite să lase. Acuzația înseamnă atac. Și când ataci, ataci natura, ataci omenirea, ataci universul și atunci va trebui să fii oprit. Și eu ești oprit în toate modurile posibile. Ale imaginației. Mai ales când faci acuzația asupra unor grupuri mari de oameni. Mai ales la grupuri mari de oameni, da. Populații, nații și orice parte. Dar tot în aceeași idee, ce zicea Amelia, am auzit că și maestrii spirituali care stăteau în Tibet și nu aveau, chiar am auzit că trei au plecat. Nu, au plecat acum cu COVID, cu virusul. Rădăcina ta aici pe acest pământ. Există un orgoliu care vine din spiritualitate și cel mai puternic orgoliu. Are, adică omul care are o mânie, o furie, o ură interioară incredibilă, ascunsă. Adică dacă cineva îl contrazice pe omul acesta înalt spiritual, și se dezvoltă imediat o reacție interioară de mânie puternică care dovedește faptul că el este atașat de credința lui, că știe că poate că el deține adevărul. Nimeni nu deține niciun adevăr. Nivelul ultim este să fie ultimul om, să fie omul cel mai simplu, este ultimul nivel și nimeni nu vrea lucrul acesta. Și nimeni nu vrea. Deci ca să fii cel mai puternic trebuie să fii cel mai mic. Oamenii vor să fie mai sus, mai mare, mai nu știu ce, și el, de fapt, se umflă pe el, se încarcă pe... Deci, cel care se ridică va fi coborât, cel care coboară va fi ridicat. Asta este în Tao Te Ching. Și atunci când primești o boală, când îți vine o boală, boala aia, deci acolo ai două căi, ori să te ajute boala aia, adică să... Păi te ajută acum. Și prin ea, cu bine, sau să te învingă, nu? Și după părerea mea, filosofia indiană și în zona orientală este o zonă, ea este numită non-dualitate, sunt multe adevăruri acolo, dar în măsura în care maestru, sau cum să zic, învățătorul, vine la tine și zice, află cine ești tu și mereu arată că adică nu arată mijlocul cum să ajungi să fii ființa divină, doar îți spune așa un standard foarte ridicat și mereu îi desconsideră pe toți care, știi, pun tot felul de întrebări și arată de fapt că nu știu ce să facă, că tu, maestră, nu mi-ai arătat cum să ajung eu la situația aceasta. Cum să rezolvă situația? Eu înțeleg că nu sunt ființa divină, dar cum să ajung să fiu ființa divină? Asta era... Și ei niciodată nu spun chestia asta, că și-ar pierde autoritatea și puterea. Și făcând chestia aceasta, se fac vinovați. Adică își cresc orgoliu foarte mult și din cauza majoritatea fac cancer. Aparent, noi oamenii ăștia din partea asta îi facem înțelepți în continuare, îi facem sfinți. Dar prin acest lucru, pentru că el nu lămăște pașii și pe de altă parte prezintă lucrurile ca și când ar fi ceva greu de obținut. Când este ceva foarte simplu, nu cere efort, nu cere bani și nu înseamnă decât, cum spunea Florentina, să dai voie vieții să fie. Deci nu e un efort, o străduință din partea ta, ci o eliberare. În momentul în care ai eliberat viața din mâna ta, ea se ordonează simplu și se armonizează fără tine. Deci ceea ce dorește viața este să scapă odată de tine. Să dai voie să fie cum vrea ea. Deci nu cere efort. Nu e un lucru complicat, nu cere să fii sfânt ca să faci lucrul acesta. Orice om poate să facă, este natura noastră, să-ți găsești natura este foarte simplu, dar ți este ascuns, cum spunea Florentina, pentru că asta înseamnă să-ți dea puterea în mâna ta și să nu-ți mai fie frică de nimic. Că n-are nimeni ce să-ți ia pentru că tu ești întreg și nu poți să fii franjurat și parțial niciodată.
Dar mereu îți arată că uite-te la părți, că trebuie să faci asta și asta și asta, și omul se uită la ținte parțiale care nu durează niciodată și mereu îi dau sentimentul de incomplet și cum mai trebuie să facă ceva și o viață întreagă dă bani, aleargă, face tot felul de exerciții și de meditații și nu ajunge niciunde, pentru că în parte, niciodată, acolo e zădărnicie, nu este întreg. Deci îmi trebuia decât să dea drumul la viață, să fie cum ea, omul celălalt nu vrea să schimbe, să nu vrea să modifice nimic, să accepte viața așa cum este, deci nu era un efort de făcut, ci doar de eliberat. E prea simplu, știi? E prea simplu. Da, toată lumea spune asta. Oriunde merge și ce spune, ți-e adevăr. E prea simplu. E simplu, nu e o complicată. Cred că ce-i prea cel mai mare este pentru intelectual. Pentru intelectual îi mentalizează foarte da, mult. Da, și se raportează la valori spirituale cu confuzie între spiritualitate și iubire. Și aș vrea mai să spui care sunt diferențele. Păi spiritualitatea face spiritualitate și mai mintea face spiritualitate. Iar iubirea doar este și doar dăruiește, nu face nimic. Ea nu înseamnă un efort, ci înseamnă lipsă de efort. Deci ea nu se străduiește să obții, adică nu ai cum să te străduiești să obții natura ta, ceea ce ești tu, dintotdeauna aici și dincolo și nimeni nu-ți poate lua lucrul acesta. Deci nu cer o străduință, ci doar să înțelegi faptul că tu nu ești o ființă egoistă, particulară și izolată, tu ești o ființă comună și în măsura în care faci totul pentru celălalt, tu de fapt conștientizezi faptul că ești divin. Asta este soluția. Adică să dăruiești și să te restrângi continuu. Adică natura ta umană să o restrângi cât de mult poți. Cu cât restrângi mai mult natura umană și a mânca, avea, nu știu ce, nu mai contează pentru tine, atât de multă divinitate vine spre tine și atât de multă conștiință că ești o ființă divină ai. Dar nu ne convine, pentru că asta înseamnă să pierdem lumea, să lași lumea. Și dacă nu lași lumea, nu găsești pe Dumnezeu. Spiritualitatea se duce mai mult spre cunoaștere, spre valorile care sunt absolute. Ale minții. Ea tot inventează și va inventa milioane și miliarde. Și automat, cum spune Florentina, împart. Exact. Deci cei care sunt spirituali vor să învingă bine. Bine, văd lumea duală, bine și rău, și vor să învingă bine. Aici este cea mai mare capcană. Deci nu se sfârșește asta, că împărțirea va fi veșnică, mereu vor avea teme de bine și vor avea teme mai mari de rău. Deci mereu va vedea un rău în față și niciodată nu va fi liniștit. El, ca să rezolve problemele, el trebuie să se oprească din împărțire. Că nu întâmplător în facere, i s-a spus, nu împărți. Că dacă împarți, îți întărești un ego și generezi adversitate din față, suferință. Adică atragi, crezi dușmanul. Deci nu împărți, că crezi singur dușmanul și după aceea te aleagă, ăsta te mai... Nu contează cine, poate să fie oricine. Așa poate să fie un virus, un om, un criminal, te aleagă. Deci dualul ăsta, că până la urmă femininul și masculinul fac parte tot din dualitate. Ele există aici. Suntem un întreg. Nu, sunt un întreg, că la final, dacă... Este mental. Inclusiv lumea aceasta este creată. Da, da, este asta. Dar dacă treci dincolo, cum spune Marius, acolo... În momentul în care mi-a căzut mentalul, i-am ieșit din corp. Deci lumea asta s-a destrămat. Ca să pot să o reconstruiesc, pentru că... planul ăsta e. Ca să pot să o reconstruiesc, că am avut probleme. Deci toată lumea era blocată. În experiența aceea, dacă a citit Shangri-La, când am ieșit din corp, un pictam, am trecut de fluviu de gânduri, am revenit înapoi și am zis, iar mă duc în visul ăla. Deci din lumea cealaltă, lumea de aici era visare. Și când am venit aici, mă apropiam de cartierul Baltarul, toată lumea era blocată în mișcarea lor. Mașinile nu mai mergeau, oamenii erau prinși în mișcarea respectivă a lor și mi-am zis, băi, ce le-am făcut oamenilor? Le-am făcut ceva, mi-am dat seama că era legat de mine. Când am intrat în vârful capului pe aici, mi-a trebuit vreo 20 de minute ca să iau în posesie corpul. Așa că până se încălzește, durează 10 minute jumate și încă 10 minute cealaltă jumătate. După care am alergat repede pe terasă să văd dacă ce le-am făcut oameni, dacă au pornit. Da, porniseră. Deci noi creăm lumea aceasta, e lumea noastră, în momentul în care noi murim, moare lumea noastră odată cu mintea noastră, pentru că mintea noastră este proiectorul care proiectează realitatea asta. Ea în sine se retrage. Păi, ce mi s-a întâmplat la dispariția camerei? Nu nimic sofisticat, dar prin faptul că eu nu m-am dus spre sugestiile pe care mi le dea ființa aia gând, globulețul respectiv, eu nu m-am dus spre ele. Ne ducându-mă spre ele, m-am retras în fundal, l-am devenit sufletul
Și sufletul a destrămat realitatea asta și în camera mea a apărut un gol așa cu punctea lui de fericire. Deci exact starea de extaz care era la divin, în momentul în care eu m-am pierdut în soarele de iubire, era în camera mea acum. Și am văzut golul acela, după aceea am pierdut și partea stângă și partea dreaptă și paradoxala. Și eram în aer într-un spațiu de punctea lui de fericire. Deci n-am făcut ceva deosebit, decât mi-am retras atenția despre... Deci am oprit proiectorul, n-am mai proiectat și a dispărut. Deci lumea asta, noi credem că are consistență și gravitație, e materială, nu este materială, este doar o proiecție din faptul, de unde vine materialitatea? Din faptul că în spatele este forța absolută și infinită a divinității, care materializează totul la dorință și dă ce consistență vrea el. Deci tu, în fundal, n-am făcut ceva deosebit decât în momentul în care am depășit fluul de gând, m-am resorbit în spațiul de punctea lui. Deci eu eram spațiu. Deci noi, în fundal, suntem chiar el, suntem infinitul, suntem în clipa respectivă, nu ai întrebări, te simți, asta a fost caracteristica importantă, că așa poți să dai seama ce este sufletul. Nu ai întrebări, nu ai goluri, nu ai lipsuri, te simți întreg. Și sentimentul acesta de întregire, unde nu ai ceva de alergat, de obținut, este un sentiment de bucurie imensă, că asta este extazul. Adică să nu ai lipsuri. Asta este starea de extaz. Și atunci, acolo îmi dădeam seama că asta este natura mea, că nimeni nu mă poate lua niciodată. Și sentimentul ăsta de stabilitate absolută este o stare de fericire care este continuă. Deci să dai seama că tu ești fericirea și că nu depinzi de ceva din exterior ca să fii tu fericit. Tu ești fericirea. Numai că nu-ți dai voie să te comporți ca o ființă divină, ca suflet, pentru că consider că este o pagubă. E o pierdere să fii ca suflet, pentru că stai puțin, păi sufletul dă voie lui ăla să facă ceva, păi pierde controlul. El, ce să-i fac? Să-i dau voie să plece de acasă, să se ducă unde vrea el? Deci noi gândim și traducem toate lucrurile în sentimentul acesta de a pierde, a lua mâna de pe lume și nu ne convine. Deci noi vrem mereu să fie sub controlul nostru totul. Atenție. Când dai atenție pe lume, dai atenție, mintea dă atenție. Dar nu dai pe suflet. Când mintea, oprești lumea. Da, pe numai s-a oprit și e propria lui, numai a lui, era propria lui realitate. Ca celorlalți se mișca, era mișcare, deci nu s-a oprit nimic. Mă proiectau în continuare, da. Și aceeași lucru s-a întâmplat și când am fost pe planeta aceea, că corpul meu a rămas agățat de bară și un alt corp era pe planeta respectivă și era real, că l-am verificat dacă e real. Deci erau două corpuri în două poziții diferite. Și întrebarea era, ce s-a întâmplat cu corpul din troleibuz? Păi corpul din troleibuz a fost proiectat din oamenii din troleibuz acolo. El a rămas acolo, dar conștiința mea nu mai era acolo, conștiința mea era pe planetă. Deci acolo unde e conștiința ta, acolo este și realitatea. Da. Deci singura realitatea mea în clipa respectivă era pe lespedaia de piatră cu ființa acela extraterestre în jurul meu. Și am pierdut legătura complet cu Pământul și eu nu mai eram copilul, băiatul care stătea agățat de bară. Deci mi-am pierdut legătura completă. Deci asta dovedește faptul că noi suntem numai ceea ce ne proiectăm, ceea ce gândim. Încă asta trebuie să fii atent ce gândești. Pentru că îți creezi realitate. Ce gândești în mod repetat. Că dacă gândești în mod repetat, se lasă în străfundul și imediat se transformă în realitate. Deci, apropo de Doamna, nu gândi în mod repetat de plăcut că îl vei crea în fața ta. Adică creezi obstacolul care îți vine din față. Deci, o să exprimi dacă ai o dorință, să o exprimi pe care o lași. O lași, o uiți și te ocupi de altceva. Viteza cu care tu lași lucrurile în pace și nu te mai gândești la el este viteza de rezolvare a problemei. Și este simplu. Așa am avut o doamnă de la Biofocus care trebuia să dea examen la auto și m-a întrebat ce să facă și am zis du-te la o cafea cu Dumnezeu. Adică faci două cafele, o pui în fața ta și îți închipui că e în fața ta și vorbești. Și îi spui ce problemă ai. Și după ce am întrebat și ce ai zis? Păi am spus că, Doamne, nu mă pricep, că încurc picioarele tot timpul și manetele. Deci eu nu pot să coordonez bine mișcările. Și ce mă fac? Și de frumos, ajută-mă, că fără tine nu sunt stai ca pierdut de 3 ori examenul. Și după aceea ce a făcut? După aceea a făcut ce mi-ai zis tu. M-am apucat să fac curățenie în casă și am făcut curățenie așa de concentrat, pe cât am uitat că a doua zi am examenul. Și m-a sculat soțul.
Și s-a dus la examen și zice, surprinzător, eu care încurcam și n-am mai încurcat picioarele, pentru că ea își programa dinainte, că dacă se gândea, ea își programa încurcarea picioarelor, de fiecare dată a făcut asta. Dar acum, ocupându-se de curățenie, a uitat. Și deci n-am mai curge. A fost, da, și n-am mai creat această realitate. Și polițistul a fost amabil, pentru că ea nu și-a mai închipuit un polițist care să o critique. Că n-a avut timp, s-a ocupat de curățenie. Deci asta este soluția. Îți spui eu dacă ai o dorință, după care o lași uiți. Atunci ai toată siguranța că el preia controlul și îți rezolvă probleme. Pentru că întotdeauna el nu știe ce să facă ca să-ți fie ție mai bine. Asta e un lucru foarte important de înțeles. Pentru că se dedică total, cum noi nu ne dedicăm celorlalți. El se dedică total și nu cere absolut nimic și face totul ca ție să fie bine și să fii fericit. Asta e o mare siguranță. Dacă înțelegi lucrul acesta, atunci ai sentimentul că dacă las lucrurile și nu mai gândesc, ele le rezolv. Poate nu le rezolv acum, poate le rezolvă mai târziu, poate peste un an, peste doi. Înseamnă că nu aveai nevoie de ele acum, știi când ai nevoie și tu niciodată nu ai nevoie să-ți faci o grijă. Da, nu le vei primi poate anul ăsta, le primi altă dată, dar nu este nicio problemă. Dacă crede el că ai nevoie de ele, ți le va da, cu siguranță. Îți dă tot ceea ce cer. Verifică, să vezi că merge. Nu e greu. Alte întrebare. Legat de fluviul de gânduri de care vorbiți, te-am pic să... Fluviul de gânduri, păi atunci când îți cade mentalul, ieși din corp, în 15 secunde ajunge la, este mintea care desparte de fapt cele două, lumea de dincolo fără gânduri și lumea noastră plină de gânduri. Dar, aia sunt niște săgeți. Asta nu, pentru asta nu trebuie să mori. Deci pentru asta nu s-o trăiești cât timp e viu. Sigur că despre da. Despre asta vorbiți dumneavoastră. Da, ați da. Ați trăit această experiență în da. Asta. Da. Ați murit înainte de a muri. Dacă vă să spuneți așa, am pierdut sistemul de operare. Mi-a căzut sistemul de operare. Perfect. Windows-ul, mi-a căzut Windows-ul. Și când mi-a căzut Windows-ul, n-am mai știut, că mă uitam peste tot, nu știam unde mă aflu, cine sunt. Și am în față, n-am mai, s-a pierdut tot. Și în clipa respectivă a punit din coloana vertebrală încuruit, din osul sacru, s-a dus în sus și aici s-a făcut un fel de crater. Și am ieșit prin vârful capului. În 15 secunde am ajuns la fluviul de gânduri. Distanța nu este mare între lumea de dincolo și lumea de aici. Pe un firicel care pornea din vârful capului, ca pe un ascensor, m-am dus în lumea de dincolo, care trecea de fluviul acela de gânduri. Când am trecut prin el, m-am zgâlțit așa puțin. Așa, și m-am resorbit în spațiul acela de liniște. Acolo era o tăcere absolută și o stare de fericire totală. Și nu exista decât puncte aurii de fericire. Și nu exista sus, jos, stânga, dreapta, era infinit în toate direcțiile. Și ce m-a surprins a fost că punctele la un moment dat au venit spre mine. Exact cum spune Eminescu, cum zice, punctul acesta în mișcare, mult mai mic ca baba spumii, este stăpânul fără margini peste marginele lumii. Nu? Deci a simțit că vin toate alea spre mine și s-au strâns în mine. Când s-au strâns în mine, mi-am pierdut cunoștința și acolo. Nu mai știu cine sunt. Când am ieșit din starea respectivă, mi-am amintit că eram un copil care îi picta pe balcon. Și, deci imaginea mi-a creat realitatea. Și a trebuit să mă duc în realitatea proiectată de mine. Și m-am dus în acea realitate, am trecut prin fluviul de gânduri, m-am zgâlțit și restul s-a întâmplat ce știți. Dar este o experiență relevantă. Nu, niciuna nu a fost acceptată. Nu, a venit. Când ești fraier și prost, adică îți vin toate experiențele din lume. Da, au experiențele astea. Noi doar recunoaștem ceea ce spune. Pentru că suntem prea prețioși, adică suntem prea prinși de obiective, de lucruri de atins. Ne ținem legați de ele, facem ancore în viitor, nu știu ce. Și lucrurile astea sunt cele care obturează și blochează eliberarea sufletului. Sufletul are ieșit imediat. Dar trebuie să fii prost, să ai curajul să fii prost, adică să fii dezinteresat de a câștiga, a avea, a aduna. Eu când am fost în armată, eram cel care încurcam totul, pe toată lumea. Adică zicea înainte, eu luam înapoi, zicea la dreapta, eu luam la stânga, pentru că eram defazat.
Adică n-auzeam până prelucram informația. Mi se spunea că aia să se și mișcau și eram rămas în urmă. Sau eram, ne-am dus odată, am mai povestit asta, dar mai povestesc acum, la trageri. Tragerile erau întotdeauna noaptea și erau pe ploaie nămol. Deci dacă nu era nămol, nu era tragere. Și ne duce așa la tragere și zice, grup, eram un grup, săriți în groapă. Era o groapă, trebuia să trage cu mitraliera de campanie, o mitralieră foarte mare pe crăcane, cu niște glonțoaie din ăla, era pe bandă și trebuia să stea un alimentator să alimenteze mitraliera și tu ținai ca o manetă de avion și treceau în fața ta țintele care curgeau în față. Și la un moment dat, când trebuie să trag, eu trag, dar trag în față, nu o să trag în timpul ăla. Și sare de locotenent, zice, ce faci? Nu vezi tinte, sunt mai sus. Știi? Și eu când a zis așa, eu am întors mitraliera spre el. Când am întors mitraliera, a sărit jos. A sărit jos și în nămol. Da. Și tot felul de chestii astea, deci nu puteam să fac față pentru că eram desprins, adică întâmpinam situații de viață cu liniște și pace și eu nu puteam să fiu atent la situația respectivă. Era un timp de câteva secunde de fazat. Și încă asta n-am fost bun la tracere, n-am fost bun la nimic. Deci ca să poți să ai experiențe din astea, dincolo de marcă sau orice fel de experiențe deosebite, omul nu trebuie să fie prins cu totul în lumea aceasta, într-o cupările ei, să aibă, să adune, să câștige. Trebuie să fie puțin desprins. Asta este soluția. Și se poate călători în trecut, în viitor. Eu n-am călătorit mai mult de un an de zile real și este uimitor călătoria în trecut. Dar te ia, te duce și te aduce înapoi fără participarea ta. Adică se folosește ca suport ori mirosul, ori imagine. Spre exemplu, în Bosnia-Herzegovina, când am fost în viitor, înainte de... înainte de a începe războiul, am fost în Bosnia și am văzut războiul care a pornit după un an. Și ca suport am folosit... Asta s-a întâmplat. Deci totdeauna ești luat și dus pe suport fizic. Și era un miros de praf de pușcă în aer. Și eu împreună cu, eram într-un autocar, împreună cu o doamnă din zona Timișoara, pentru oamenii în vârstă au capacități din acestea, adică sunt destrupați mai mult, adică pregătiți ca să poată să plece din lumea aceasta și eu împreună cu ea am simțit mirosul de praf de pușcă, ceilalți nu au simțit. Însă doamna s-a dus în continuare cu ceilalți la magazin.